A început culesul de salcâm de 2 zile și nouă tocmai ne-au venit niște rame. Am rămas în minus cu ramele ce trebuie să le punem în cuiburi și sus în caturi și astăzi e o zi plină de albine. Și o să vă arăt și animăluțele mele preferate astăzi. Sunt din acelea care stau în casă și sunt foarte drăguțe și cresc foarte repede. Aici pe mașina de spălat vase a pregătit Florin, dragul de el, aseară toate ramele, toate au foiță pe ele și trebuie să le băgăm în cuiburi, să completăm acolo unde n-am avut. Și în timp ce Florin s-a dus la un vecin, l-a rugat să-l ajute să-i dea din copac jos roiul, căci i-a roit o familie de albine. În timpul ăsta eu îmi hrănesc chefirul de apă și vă anunț și pe voi că am foarte multă ciupercuță de chefir de apă, așa că vă aștept cu un mesaj. Voi pune acum lămâie în ambele, ajută foarte mult la fermentație. Și după aceea am foarte, foarte multă ciupercuță. La mine se mulțește foarte repede, efectiv, în 2-3 zile e la dublu ciupercuța, așa că o pun înapoi, încerc să o împart pe jumătate și în stânga și în dreapta și să o hrănesc în continuare la 1 litru de apă, 100 de grame de zahăr. E simplu, tot ce rezultă, tot acest ceai de chefir de apă, îl folosesc să fac limonadă, adică îl pun la a doua fermentație. La cei cărora nu le crește ciupercuța, îi sfătuiesc să pună doar jumătate de apă, ca să crească repede o astfel de ciupercuță. Are nevoie doar de jumătate de apă, adică să o hrăniți așa, mai intens și mai puțin, ca ea să aibă oportunitatea să se înmulțească. Vreau să vă spun că mie niciodată nu mi-au plăcut stafidele, dar acum îmi plac foarte, foarte mult. Mi se părea ceva scârbos. Nici acum nu-mi plac în prăjituri, deci eu în niciun fel de plăcintă, în niciun fel de prăjitură, eu nu pun stafide. Dar le mănânc așa, cum le cumpăr, așa le mănânc. Și când eram mică, nu îmi plăceau deloc roșiile în salată, dar nici așa simple. Deci eu nu mâncam roșii când eram mică. Nu știu de ce, iar acum îmi plac la nebunie. Așa că... Și eu la fel, îmi las copilașii în pace. Dacă chiar nu le place ceva, nu le bag pe gât absolut nimic. Și cam așa am terminat și cu chefirul. Azi trebuie să pun să fac 2-3 pâini, să le am în frigider. Să fac ceva de mâncare. Și tot așa, astăzi e zi cu treabă. Așa. Și cu asta basta. Sunt ca niște animăluțe aceste ciupercuțe și maiaua și kombucha și ciuperca de chefir de lapte, dar sunt foarte, foarte benefice nouă. Colonului, intestinului subțire, tot sistemului digestiv și tot sistemului nostru imunitar, așa că vă recomand să țineți și voi astfel de animăluțe în casă. Sunt animăluțele mele preferate. După aceea pun stafide. Câteva stafide, nu foarte multe, în fiecare. Așa de bune stafidele. Eu mă duc să le pun la loc. Spor și vouă în tot ceea ce aveți de făcut și de pregătit astăzi și să ne vedem cu bine pe data viitoare.